Hei, salutare la toată lumea! Nu ne-am mai văzut de mult, n-am mai avut timp să mai fac videouri, din păcate, îmi cer scuze de acum, dar sper eu să se schimbe treaba asta. Am din nou un produs pentru voi de pe piața chinezească direct, un alt set de căști, gaming sau business, cum vreți să o interpretați. Acesta este pachetelul, wireless over ear headphones, ei se laudă că are și noise cancelling mecanic, nu electronic, da? Din nou, Lenovo, da? Se lansează bine pe piață băieții ăștia. Deja au început să apară și la noi produsele lor, dar momentan, după cum vedeți aici pe spate, ele sunt toate mărcuite ca China momentan, da? Este piața lor de desfacere inițială. Ne vom uita la conținutul acestui pachetel, să vedem cum arată aceste căști, ce conține pachetul și vom face câteva teste foarte rapide, microfon și... Cum auzim, sunetul este foarte important, da? Revenim imediat cum am pachetelul desfăcut. Până să-i dăm drumul la treabă, am și o rugăminte la voi. Dacă vă uitați la video-ul ăsta, cu siguranță vă place. Ca să ne ajutați și pe noi, nu uitați să vă duceți, vă rog frumos, să apăsați aici pe butonașele astea de thumbs up, share, să dați la prieteni, poate interesează pe cineva ce facem noi aici. Și nu uitați, bineînțeles, de magicul buton de subscribe sau de abonați-vă. Ne ajută foarte mult în contextul YouTube să creștem ca și canal. Da? Cu cât avem mai mulți membri, cu atât se uită YouTube-ul la noi altfel și roboței de acolo dau videourile noastre spre vizualizare către mai multă lume. Deci ne creșteți audiența, practic, voi, fără să vă coste nimic. Mersi tare mult, să revenim la treabă. Hai să desfacem pachetelul repede, repede, să vedem dacă putem live, să facem live toată treaba, da? Toată lumea place când facem aceste unboxing-uri cu vizualizare directă, da? Ok. N-are mare chestie, da? De folia asta care are niște coduri de bare chinezești pe spate, da? Că vin în China, cum am zis, este marfă chinezească momentan. Aia e piața lor de desfacere și de probe. Ulterior, vin în Europa. Deja celelalte căști care vi le-am prezentat, acum le puteți găsi și pe la noi prin țară. Deja, unele site-uri și în curând vor apărea la Altex și așa mai departe. Da? Este piața lor de desfacere. Inițial, de acolo puteți să le luați mai ieftin. Bun, hai să ne uităm să vedem ce este în cutiuță. Același model de cutie ca și la celelalte căști. Numai că l-am desfăcut invers. Nu, să nu stricăm ceva, nu? Sau le-au pus ei invers. Bun, inițial, mă rog, chestie, unde este camera aia să vedem? Chestia asta nu le interesează, de asta țineam pachetul sus, da? Mai departe, căbluț mic de încărcare, din păcate la căștile astea, văd că au modelul vechi de jack de încărcare, acel micro USB, nu prea îmi place chestia asta, de ce azi revin la astea, că toată lumea folosește Type-C. Un punct în minus, aș zice eu, din start pentru treaba asta, da? Cine mai folosește tipul ăsta de încărcare? Da, mă rog. Hai să zicem, trecem peste, da? Capacul, cu toate înscrisurile posibile. Coduri ce știe să facă, pe unde să le puneți, inclusiv câtă capacitate are bateria. 500 de mAh, ar trebui să le țină vreo 2-3 zile cu ele încărcate maxim, în conferințe sau dacă ascultăm muzică pe drum, sau, da? Haideți să vedem cum arată în stativ. N-arată rău deloc, nu-i așa? A zice că încep să crească calitativ. Ca și paletă de culori, acum s-au diversificat și ei un pic, nu mai le fac toate gri și albe, după câte puteți vedea modelul ăsta, roșu și negru arată foarte appealing, așa. Am o tentă de albastru prin cameră, nu înțeleg de ce. Vă rog să scuzați un pic, dar... Sper că măcar că vă auziți cum trebuie și că le vedeți totuși așa cum trebuie, deși renunțăm la chestia asta. O aruncând aici. Căștile se fac destul de compact, din câte puteți vedea. Ușor de transportat. Că ne interesează și aspectul ăsta. Avem și noi un ghiozdănel și multe chestii în el. Ce putem să punem mai repede? Deci căștile e bine că se curbează de natura asta, da? A făcut un clang. Sper că nu le-a rupt. Hai să zicem că face clankul ăsta pentru că sunt noi, da? La celelalte nu mai mi-aduc aminte dacă făcea același clank. Dar, în principiu, arată foarte, foarte apetisant combinația asta de negru cu roșu. Sigur o să întoarcă niște priviri pe stradă, da? Dacă ascultăm muzică la chestiile astea, de la telefon. O specificație aici, că nu cred că am zis la început, ele sunt
atât Bluetooth enabled, cu ultima versiune de Bluetooth să laud de ei și așa mai departe, o să vă dau niște specificații în descriere ca să știți, dar atâta timp cât ai, nu știu, să zic, ai un desktop, desktopul are adaptor Bluetooth by default, să nu-ți cumpăr dongle, căștile vin și cu acest, unde n-ai by camera, ok, acest cablu, da, audio 100%, cu două mufe de intrare, una pentru desktop, una pentru căști. Aici e portul lor. Se vede, dar nu prea se vede, nu? Of, trebuie să fac ceva cu camera asta, promit că mă ocup de ea, să văd exact de ce am tintul ăsta albăstru, așa peste el, e foarte dubios. Ideea e că puteți să ascultați foarte frumos muzică și la desktop, chiar dacă nu aveți dongle de Bluetooth pe el. Și ar trebui să audă la fel de curat, poate chiar mai curat, pentru că merge prin cablu audio cu două jack-uri. Da? Aveți și microfon, de-aia cablu, observați că are două dungi negre pe fiecare jack și nu doar un singur. Aici vă dați seama că căștile sunt și mic enabled sau nu. Da? Deci astea vin și cu un set de două spre trei microfoane, parcă din câte citisem. Din nou, o să vă dau toate specurile în descriere. E foarte bine că poate puteți să le folosiți direct la niște conversații pe telefon sau dacă aveți Teams sau dacă aveți Zoom sau mai departe, conferințe și așa mai departe, puteți să folosiți căștile. Da? Sunt destul de flexibile. Intră un cap mare ca al meu sub ele, ceea ce e foarte bine. Par destul de plușate aici, n-ar trebui să doar urechea de la ele. Au păstrat de la modelul celălalt, da? De la alea gri care vi l-am arătat prima dată. Mi-au plăcut foarte, foarte mult alea pentru că erau moi, acopereau toată urechea, îți confereau așa o zonă de liniște din cauza acestui noise cancelling mecanic, zic ei, da? Adică este fără electronice, da? Îți acoperă bine urechea, nu mai te auzi tot ce se întâmplă în jurul tău, poți să vorbești tu liniștit, să-ți vezi de treburile tale. Și totuși este confortabil, pentru că la unele din astea cu noise cancelling din ăla foarte activ, simți cum îți bate inima. Practic auzi bătăine și aia iarăși nu e bine, da? Dar astea, care sunt și mai low price așa, din cauza faptului că au acest noise cancelling fără always active, sau cum să zice, electronic, declanșat electronic, da? Activat electronic. Zic eu că sunt mai bune. Îți ofer așa o oază de liniște, să poți să vorbești și tu în liniște acolo cu cine ai de vorbit, să asculți muzică, să poți să lucrezi, dar în același timp nu-ți omoară timpanul și nici nu-ți auzi inima cum bate, ceea ce mie mi se pare extraordinar de deranjat, niciodată n-am suportat tipul ăla de căști. Da? Acum depinde de fiecare cu preferințele lui. Okay? Deci vorbim despre niște căști totuși entry spre mid-level, așa, și ca preț și ca target orientation pentru piață, e pentru cine folosește, să zicem, 6 ore pe zi, căști, să asculte muzică și să intre prin conferințe, ședințe și așa mai departe. Astea sunt căștile astea, da? Acum încercăm foarte, foarte rapid să le conectăm prima dată folosind căbluțul lor. După care, după ce facem teste cu căbluțul lor, mic și ce recepționăm, da, input-ul, revenim pe Bluetooth, vedem cât de greu se conectează prin Bluetooth sau cât de ușor și din nou schimbăm iarăși toate sursele ca și voi să auziți tot ce aud eu prin intermediul acestor căști. Ok? Deci revenim imediat, stați pe poziție acolo. Ceva de menționat, ăsta e cablu. Nu e foarte, foarte lung. La alea gri, modelul ăla altul, tot de la Lenovo, da? Cablul era ceva mai lung și mi se părea și mai gros un pic. Din nou, reducerile astea de financiar pe chestiile astea, mie nu prea îmi plac, pentru că clar, eu zic că ai avea nevoie de un cablu ceva mai lung, că poate ai desktop-ul jos undeva la picioare, nu? Nu l-ai pe birou. Da, mă rog, vom vedea și acolo ajungem la această interacțiune cu acest cablu, să vedem exact cum este. El, evident, se bagă foarte ușor cu oricare dintre capetele astea. Îl băgați în jack-ul mamă de pe placa voastră audio. În cazul meu că e laptopul ăsta aici, care o să-l folosim la teste, l-am fix aici undeva, jack-ul dacă îl și găsesc. O parte trebuie să fie aici, pe partea asta la altă, ok. Deci oricare dintre ele n-ar trebui să conteze, când avem in și out pe ele, sunt bidirecționale. Deja mie pe ecran mi-a apărut New Audio Device Detected. Acum
îl inserăm și pe dânsul aici în partea asta la altă. Nu știu, sigur, ia să ne uităm, să vedem stânga-dreapta, că ar putea să conteze și chestia asta. Nu văd niciun indicator, ba da, indicatoarele sunt, uitați, da? Left, right, deci left, da? Le-am băgat pe urechi și vă spun că deja în jurul meu s-a creat așa o zonă de liniște, e foarte interesant. Ok, ia să vedem ce setări avem nevoie, să reconfigurăm OBS-ul acum ca voi să auziți tot ce aud și eu și să mă și auziți pe mine vorbind în microfonul acestor căști. Ok, revin imediat cu noile surse. Ok, ok, am conectat căștile, acum teoretic ar trebui să mă auziți prin microfonul lor sau prin microfoanele lor, da? Și acum când dau drumul la video ăsta cu mine de mai de mult, unde vă prezint celelalte căști, tot de la Lenovo, tot de pe piața chinezească, da? Ar trebui să mă auziți pe mine vorbind acolo, dar prin intermediul acestor căști, da? OBS-ul e șmecher, știți să fac chestia asta, dar el și folosesc mereu. E cel mai tare programete din ăsta de înregistrat, pus surse, amestecat surse, are o grămadă de controlele interne care îmi plac foarte mult, nu mai trebuie să umplu eu pe urmă, Audacity, să schimb volume, prin video editoare să fac, deci totul să face super nativ prin OBS, mă scutește pe mine de o grămadă de, de timp. Mulțumim celor care lucrează la OBS, este un program open source, nu te costă nimic, ți-l dau la des jos din surse și ți-ai completat, ți-ai făcut un program de înregistrat stream și așa mai departe, super tare. Așa, am vrut să le fac așa un favor celor de la OBS, că știu că sunt și prin România câțiva băieți care lucrează cu ei. Bun, haideți să îi dăm drumul la video, să vedem ce să aude, domne, prin aceste căști. Vedeți, între 100 de lei și 150 de lei sunt niște căști care, cel puțin din specificații, par super ok. Vom face câteva teste să vedem exact cum sunt, să vă dau părerea mea onestă despre ele, cum fac de fiecare dată. Încă o dată, nu m-a sponsorizat nimeni să fac acest video, m-am gândit doar la voi, cei care vă căutați niște căști cât de cât ok, dar care n-aveți foarte... Bun, suficient până aici. Mie îmi place cum se aude și mi se pare că sunetul este mai aproape de realitate decât în cele care vi le-am prezentat în video ăsta de pe ecran, da? Acum câteva luni în urmă, dar bineînțeles, asta este prin fir, da? Suntem prin cablu, cum ziceam și mai devreme. Haideți să încercăm acum să facem aceeași configurare, dar prin Bluetooth. Ia să vedem ce se întâmplă dacă le configurăm, le pornim din nou fără cablu și le conectăm la Bluetooth-ul acestui laptop pe care lucrez în momentul de față. Bun, ca să pornim aceste căști prin Bluetooth, detecție Bluetooth, da? L-am ținut eu, l-am încărcat, de-abia l-am scos din cutie, dacă ceva baterie, el ar trebui să vină, că n-au stat în trafic chiar atât de mult, să sperăm că nu avem probleme de genul. Dacă nu, lăsăm căștile puțin la încărcat și continuăm video după ce se încarcă și ele, să avem o încărcare plină. Dar eu zic că ar trebui să avem un pic, măcar. Hai să-i dăm drumul. Deci avem aici un butonaș care zice on-off. Nu știu cât puteți voi să-l vedeți. E lângă jack aici, lângă portul de încărcare. Ăsta este, da? Și acum îl conectăm pe ăsta pe poziția on. Și teoretic ar trebui să înceapă să facă pairing-ul. S-a auzit. Maximum volume, pairing. Bun, din nou. Urechea stângă, urechea dreaptă. Contează și chestia asta. Și acum mă duc eu frumos la mine în Bluetooth Connections. Și mă uit aici să văd dacă am un device nou. Oare pot să fac chestia asta? Nu pot să fac aici. Aiurea cam la sol și nici nu pot să schimb sursa, pentru că lucrez pe două monitoare și nu pot să schimb sursa așa de ușor pe ele, dar este foarte simplu. Sub Bluetooth, odată ce le-ați activat, dă în butonașul care vi l-am arătat aici de pe partea stângă, veți găsi o nouă conexiune available pentru pairing, care se numește HD200 Audio. În momentul ăsta am apăsat pe ea și să vedem ce se întâmplă. Connected! A comutat pe aceste căști. Bun, ia să vedem. Acum schimbăm iar sursele prin Bluetooth și punem iar video-ul ăla cu mine să vedem cum mă aud de data asta
prin Bluetooth, da? E foarte important și lucrul ăsta. Bun, am comutat, acum trebuie să mă auziți prin microfoanele interne ale acestei set de căști. Sper că se aude cât de cât ok. Probă de microfon, 1, 2, 1, 2, 1, 2, cum să zice, nu? 2, 10, 2, 10, așa. Și ne mutăm acum și pe videoașul ăsta cu mine. Ar trebui tot așa să auziți prin intermediul căștilor ce audio să auziți și voi. Pentru că așa am configurat sursele în OBS, făcut șmecherea rapid. Hai să vedem. Foarte, foarte mulți bani, la fel ca mine de altfel, da? Mereu sunt în căutare de lucruri ieftine și bune ca să pot să-mi fac treaba cu ele. Acum s-a întâmplat chiar să am nevoie să-mi schimb căștile și am dat peste astea din întâmplare pe AliExpress. Deci AliExpress este locul în care vreți să mergeți. Haideți să foarte rapid desfacem această cutie, să vedem ce se află în ea. Câteva specificații tehnice. Bun, bun, îmi place. Dar dacă și voi mă auziți bine când vorbesc cu voi și ați auzit acum prin sursele din OBS exact ce am auzit eu, o să vă dați seama că astea sunt niște căști extraordinar de bune, se ridică aproape la nivelul Sony, adică fără niciun doar și poate, ne facem treaba cu ele, conferințe, ne facem treaba cu ele în orice, fără probleme și ascultăm și muzică la calitate bună, da? Foarte rapid să încheiem acest video. Foarte rapid concluziile despre aceste ele vin de pe piața filozofiei, în marca lor. În teste, nu în altă parte, piața filozofiei, le găsiți pe AliExpress. Altă parte, nu l-am văzut. Pentru că, probabil, cu AliExpress au un fel de un control, ceva de genul ăsta, le vând mai întâi pe acolo, prin AliExpress. Noi avem acces la ele prin portalul AliExpress, că cumpărăm direct din China. Nu mi le opresc la vamă, că asta e iarăși ceva care contează pentru toți de oameni, că multe partide au fost scrisă la vamă. Probabil că în momentul în care îl felinim de piața românească din el, atunci probabil o să fie scrisă la vamă, dar este scrisă. În momentul în care îl trebuie să regăsesc piața internă, știu că sunt niște balizări de chestii care se fac acolo, că nu mai sunt în acolo din afară. Ce se face? Trăim și lucrăm cu ce putem și cum putem, da? Da, auzit, s-aud pe excelent. S-aud de bază cum trebuie. Nu se obruează, n-am nimic s-a părut să facă, nu știu ce sunt și s-au destul, dar ca idee, volumul este suficient, ca și ca aceste serii noi se încălite, da? Este bazat pe forma testilor, ca și pe capetele complete, restile și așa testul pe care se pare nu se explică în mai multe. Ori, probabil, când e format, mă ofer acest noi sensuri pe jumătate care nu îmi pare mai multe. Deci, în moment de față, nu mai auzim ce zirve, afară că la mine face să lucrează, am mai multe lucruri. Microfonul. Aici e la latitudinea voastră. Ce este diferențele dintre am folosit la microfoane astăzi? Pe care nativa e acest microfon. Nu e ceva extraordinar. Și microfonul acest perfect. Deci ar trebui să vă faceți foarte repede voi singuri, să vă dați seama, da? Să fai mai bine. Ăla, ăla. Prețul. Îl găsiți între, în momentul de față, pe AliExpress, 120 de lei și 150 de lei. De asta acolo la limita căștilor pe care le puteți importa în țară și să nu vi le oprească la vamă ca să vedeți să fiți pe acel 10% în plus, da? Asta la vamă. Deci ele vin direct, nu vin direct acasă. Da? AliExpress, de fapt, este Panda, dacă bifați este plăcut pe acolo, v-au venit prețurile direct acolo. Nu le găsiți momentan într-un magazin. Și am motiv pentru care, vama bine, nu ar trebui să vi le oprească. Ar trebui să le vină fără nicio probleme, a plăcut să pentru că nu există pe piața românească de care le există. Da? Formatul îmi place, coloritul lor îmi place, este puțin în evident. Culorile, este plin în evident. Sunt destul de flexibile, am eu stat în clau de mare, cu studiu în clau de așa, dar să le urgem destul de mult, adică cred că aș putea să bag cap mai mare studiu. Și atâta am aici în alte detalii prostești pe aici. Vine cu cablu de audio, cu jack-ul, vine și cu clăbușul ăla de încărcare, dar din păcate asta se încarcă cu micro USB, nu cu USB Type-C. Deci aici e lăsat din 3-4,
Păi, ce naiba n-o fi pus în ele modulul pe sau ce? Asta e greșeala ta, de ce fel? În ziua noastră, toată lumea folosește cablul pe sau ce? Toate cablurile mele din casă sunt cu sau ce? Pentru că toate telefoanele creștile care le am, le am văzut în casă. În fine, nu mai povestim foarte mult, ci părerea din vedea și un cablu de încărcare. Cablu, și la sigur aveți pe acasă că de asta se găsesc pe căsucă. Una pe alta, părerea mea e că sunt pe cel bine, să le folosesc destul de mult în învățarea părerea de găsim, până dau de altele pe care să le cerc și să vi le arăt și vouă aici live, da? Într-un video pe YouTube. Acestea fiind zise, ar fi cum de vizualizare. Mulțumesc din răspunsurilor care se uită constant la videoclipurile mele. Că sunt foarte mult lucrurile ăsta, până la urmă sunt ăsta așa din hobby, să nu mă îmbani, ca să fac întreaba asta, să fac strict, ca să fie mai destul de aici, în fața ta. Mulțumesc frumos și să ne vedem cu bine la următorul proiect.